Hello și bine v-am regăsit astăzi pe canalul meu cu un nou clip. A venit din nou momentul în care mă voi despărți de niște produse. Sunt câteva produse, din nou, produse vechi, produse pe care nu le-am mai folosit sau produse pe care le-am consumat. De unele dintre ele o să mă despart astăzi după foarte mult timp, cum ar fi niște farduri de ploape pe care nu le-am mai folosit de vreo 2-3 ani și pe care le-am în colecția mea de vreo 5 ani, cam așa. Și m-am decis că e cazul să îmi fac puțin curat prin sertare, prin dulap, ca să fac loc pentru altele. Glumesc. Nu vreau să mai îmi cumpăr produse de make-up pentru că efectiv am foarte multe. Cred că v-am mai spus lucrul ăsta. Nu le dau pentru că tot timpul mă gândesc că lasă că o să le folosesc odată și uite așa trece timpul și le arunc. Și de data asta am strâns câteva mai multe produse, după cum vedeți. Nu vreau să fac un clip lung, așa că voi trece direct la subiect și o să le prezint pe scurt. Dacă aveți întrebări legate de produsele pe care o să vi le prezint, vă rog să-mi lăsați întrebările voastre încă sus de comentarii și pot să vă spun acolo mai multe detalii despre produs dacă nu v-am lămurit. Voi începe cu un produs de la Nivea, de fapt sunt două loțiuni de corp In Shower Body Lotion. Odată am varianta cu Q10 pentru fermitate și varianta pentru piele uscată cu unt de shea. Mi-au plăcut foarte mult, însă la un moment dat pur și simplu am uitat de ele și cred că a trecut un an de când le-am desfăcut. O să spun despre produsul acesta de la Nivea că este un produs destul de bun, pentru că într-adevăr hidratează și nu mai simt nevoia să folosesc o loțiune de corp sau un ulei după ce fac duș, pentru că chiar oferă o hidratare intensă pentru mai multe ore. Un alt produs de care mă despart astăzi este acest deodorant antiperspirant de la Sien. Pe acesta vi l-am prezentat într-un clip cu favoritele lunii. Mi-a plăcut foarte mult, are un miros pudrat interesant și protejează destul de bine. Cred că costă în jur de 10 lei și cred că o să mai mi-l cumpăr. De asemenea, trebuie să menționez că nu conține alcool. Un alt produs pe care am reușit să-l consum și care mi-a plăcut foarte, foarte mult, am scris și pe blog un review, am povestit și într-un clip anterior despre el. Este vorba despre această mască de păr de la Herbagen cu ulei de macadamia și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Lasă părul incredibil de fin, mătăsos, are un parfum, are un miros dulce. Ca să vedeți că chiar am consumat-o. Miroase incredibil de bine, cu siguranță o voi recumpăra. Un alt produs pe care am reușit să-l consum și care face parte și din favoritele mele este această pastă de dinți de la Beverly Hills Formula. Este vorba despre Perfect White Black și într-adevăr albește dinții și nu doar că albește dinții, însă reduce și sensibilitatea lor. Eu, din păcate, am probleme cu dinții, am foarte sensibili, aici am arde capul lor. Și pe aceasta am reușit să o consum. Mi se schimbă lumina. Super. O schimbă lumina, așa că dacă o să vedeți că ba mai deschisă, ba mai închisă, să știți că e din cauza luminii, pentru că apune soarele. Revenind la pasta asta de dinți, într-un timp se găsea în Auchan. Nu știu de ce au scos-o, pentru că vă spun sincer, de fiecare dată când ajungeam la Auchan să-mi cumpăr pasta asta de dinți, rafturile erau aproape goale și la un moment dat am văzut că o scos-o de tot și nu înțeleg de ce. Am mai găsit-o în București, în Mega Image. Din păcate, în Cluj nu există Mega Image și nu am găsit niciunde pasta asta de dinți. Singurul loc unde am găsit-o este online, pe EMAG, care EMAG colaborează cu Mega Image. Este un pic mai scumpă decât o găseam eu în Auchan,
Da, este o pastă de dinți foarte, foarte bună. Un alt produs pe care vi l-am mai prezentat de atâtea ori, despre care am scris și pe blog și pe care îl au de fiecare dată, este acest produs de la Ebelin. Este o soluție de curățare pentru pensule. Este un produs pentru curățarea pensulelor și cred că e a 5-a sau a 6-a sticlă pe care o consum și cu siguranță vor mai urma. Mi se pare cea mai bună soluție de curățare a pensulelor. Ultima dată am cumpărat-o cu 10 lei față de prețul întreg de 16 lei. Nu știu dacă a fost o promoție sau pur și simplu s-a ieftinit, dar chiar este un produs pe care vi-l recomand. Curăță pensulele foarte, foarte bine și nu știu, în condițiile în care folosesc pensulele în fiecare zi și le și curăț în fiecare zi, pentru că este recomandat să curățăm pensulele în fiecare zi, o sticluță de asta de 100 de mililitri mă ține cam o lună. Un produs pe care îl voi arunca aproape plin este această cremă de față de la Elmiplant, Skinergy Break Free. Este o cremă cu textură de gel. Pe timpul primăverii e ok dacă ai tenul normal spre mix, însă pe parcursul verii, când am tenul destul de gras, nu mi se pare că a făcut față. O altă cremă pe care o arunc aproape plină este crema asta de la Herbagen cu extract de melc. O arunc pentru că nu am reușit să o folosesc. Am alternat-o cu alte creme de față și din păcate, fiind un cred că este organic sau ceva de genul, termenul de valabilitate este de 3 luni și evident că în 3 luni nu am reușit să consum foarte mult din ea. Are o textură foarte, foarte ușoară, intră repede în piele, însă dacă aveți tenul gras, nu este cea mai bună soluție. Din motivul ăsta o foloseam doar seara, pentru că în timpul zilei nu făcea față excesului de sebum. Dacă tot suntem la capitolul creme, o să vă mai prezint câteva. Triple Active de la L'Oreal este o altă cremă pentru tenul normal și mixt. Mi-a plăcut destul de mult, din acest motiv am și folosit-o aproape pe toată. O altă cremă pe care vă recomand pentru tenul gras este Evapur Matte de la Evatherm. Este o cremă care menține tenul mat întreaga zi, este potrivită pentru tenul mixt spre gras și este recomandată și persoanelor cu pielea sensibilă. Foloseam și ca bază de machiaj și pot să spun că fondul de ten rămânea la locul lui intact, mat, o zi întreagă. Un alt produs de față pe care nu am reușit să-l consum, tocmai din cauza că aveam prea multe produse începute și tot timpul încerc să le alternez, nu este tot timpul și uneori uit de anumite produse, cum a fost și în cazul acestui ser de la Nivea cu Q10. Este un produs care s-a lansat anul trecut sau acum 2 ani. Este un ser care arată așa. Un produs pe care l-am de 100 de ani este ăsta. Sunt niște perle bronzante de la Mimimi Cosmetics. Brandul ăsta imită Benefit. Perlele astea mi-au plăcut foarte, foarte mult. Genul ăsta de produs te ține foarte mult. Știu că și perlele bronzante de la Avon parcă nu se mai termină. Le-am avut prin liceu și pur și simplu nu se mai terminau. Le foloseam în fiecare zi și nu se mai terminau. Așa.
nu am vrut să le arunc, dar mi-am dat seama că stau de mai bine de 2 ani în sertar și nu le-am mai folosit. Alte produse pe care le am de foarte mult timp și pe care le-am ținut degeaba în sertar pentru că pur și simplu nu m-am mai, riscat să le folosesc sunt acestea, respectiv două palete de farduri de la Sleek. Asta este paleta Oh So Special pe care am primit-o în urmă cu... Am primit-o de vreo 3 sau 4 ani de la prietena mea din București, Oxana. A fost cadou de ziua mea, am folosit-o și, sincer, este paleta mea preferată de la Sleek pentru că are atât nuanțe nude cât și câteva nuanțe pastel și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iar a doua paletă de la Sleek pe care o voi arunca astăzi este O Naturel. După cum se vede, arată și într-un stadiu destul de nașpa. Iar paleta asta de la NYX o am de, nu știu, de când mi-am început blogul, cred, de vreo 5 sau 6 ani. Și următorul produs de la Sleek pe care îl voi arunca astăzi, din păcate, este paleta asta Face Form Light. Este o paletă cu 3 produse pudră pentru ten. Este această pudră bronzantă, iluminatorul pe care nu l-am folosit mult pentru că, nu știu, are niște particule strălucitoare mai mari și nici nu mi se pare foarte cremos, foarte pigmentat. Iar acesta este blush-ul Rose Gold, pe acesta pur și simplu l-am iubit. Are o nuanță deosebită cu particule iluminatoare, nu mai este nevoie să folosești și highlighter când folosești ăsta. Și așa arată. E ceva deosebit. Chiar mă gândesc să dau o nouă comandă pe Makeup Shop și să mi-l cumpăr iar. Atât de mult îmi place. Următoarele două produse care stau de prea mult timp în sertarul meu nefolosite și care sunt destul de vechi sunt aceste două fonduri de ten compacte, Pata Cream de la Pharmacy, cred că le-am de vreo 2 sau 3 ani și le-am folosit destul de puțin. De obicei le foloseam pentru contouring sau pentru a-mi acoperi micile imperfecțiuni. Din păcate, fondul ăsta de ten nu se mai fabrică, așa că nu are rost să vă spun prea multe despre el. Un alt produs pe care l-am de o veșnicie este Color Tattoo de la Maybelline în nuanța Eternal Gold. Sincer, pe mine fardurile astea chiar m-au dezamăgit. Nu mi se par nici foarte cremoase, nici pigmentate și de rezistență nici nu mai vorbesc pentru că după 2-3 ore s-a dus tot machiajul, cel puțin în cazul meu. Un alt fard pe care îl am de foarte mult timp, de fapt pe acesta l-am cumpărat mamei mele în urmă cu mulți, mulți ani, după care a ajuns în posesia mea, l-am mai folosit și eu puțin, dar a ajuns în stadiul ăsta încât pur și simplu s-a întărit, nici nu mai este pigmentat și avea o nuanță incredibilă de frumoasă. Era un albastru intens, incredibil. Nuanța este Atlantic Blue. Nu știu dacă se mai găsește acum, ar trebui să se mai găsească. Uitați, nici nu mai are pigmentație. Ce să mai... Următorul produs este această bază de la Melchior. Este o bază pentru fardul de pleoape. Am folosit-o destul de mult, însă o am de anul trecut, s-a întărit, s-a schimbat puțin formula, consistența și nu m-aș risca să mai folosesc pe pleoape. Și următoarele produse, tot de ochi, sunt aceste rimeluri, care sunt destul de vechi. Primul este Extra Volume de la Melchior pe care îl am de, nici nu vreau să vă zic de când îl am. Are deja și un miros destul de dubios.
îmi place că este negru intens, are periuța asta așa, groasă, densă și încarcă puțin genele, dar în sensul bun. Le încarcă, nu știu, oferă un efect dramatic și cu siguranță o să mi-l cumpăr din nou. Următorul rimel pe care îl voi arunca astăzi este acest Wonder Lash de la Oriflame. Nu este varianta simplă, ci varianta mov, care, nu știu, e un mov aproape nu se vede. Aproape că nu se vede. E un mov, nu. Nu e movul pe care mi-l doream. Al treilea rimel este acesta de la Kardashian Beauty, pe care îl am de prin noiembrie sau din decembrie și l-am folosit destul de mult. Îl arunc astăzi pentru că s-a uscat puțin, s-a întărit puțin și ăsta e un semn clar că ar trebui să-l arunc. Și ultimul rimel, mă rog, nu e un rimel, că e un top coat de la NYX, e acesta. Ăsta este un top coat pentru rimel, care are rolul de a sigila cumva rimelul de gene și, nu știu, îl face cumva waterproof. Cred că l-am folosit o dată sau de două ori și îl am de mai bine de un an. Eu una mă feresc de produsele waterproof, cel puțin de produsele, de rimelurile waterproof, deteriorează genele și chiar nu-i recomandat să folosești un rimel waterproof zilnic. Următoarele produse pe care vi le prezint sunt niște rujuri și o să vi le prezint repede, pentru că nu prea am ce să vă zic despre ele. Primul ruj este Maybelline Color Sensational Hot Plum, un pici pink spre mov. Miroase foarte bine. Un ruj pe care l-am de foarte mult timp. De când lucram, cred că l-am de vreo 3 ani sau 4 ani. E vorba de rujul ăsta de la Avon. E un o nuanță. Ah, ce faină e. E o nuanță din asta de roșu spre corai. Nu l-am purtat de multe ori pentru că e destul de cremos și nici nu rezistă pe buze. Următorul ruj este acesta de la Golden Rose și are o nuanță incredibil de frumoasă. Pe ăsta l-am cred că de vreo 2 ani jumate sau 3 ani și arată. E un nude. Pe buze arată și mai bine. Nuanța este 40, iar rujul se numește Ultra Rich Color Lipstick. Un alt ruj pe care l-am de... și pe ăsta cred că l-am de vreo 2 ani, e un ruj lichid de la Ycon. Am tot zis că ajung în București să îmi iau altul, dar niciodată nu am timp. Așa arată. Unde l-am făcut? Aici. E un ruj lichid care se usucă mat pe buze, nu usucă, și rezistă vreo 6 ore pe buze fără probleme. Nuanța pe care o am eu este Rosa Antico. Un alt produs pe care îl am de cel puțin 3 ani este acesta. Probabil că îl știți. Este Sephora Lip Cream Stain. Cream Lip Stain. Nuanța 01. Și îl am de foarte, foarte mult timp și mi-am dat seama că trebuie să-l schimb pentru că îmi lipește buzele. Mi l-am cumpărat din nou și rezistă mult mai bine pe buze, nu mi le usucă, dar ăsta, după părerea mea, este nuanța de roșu perfectă. Un alt ruj despre care am citit și am auzit destul de multe lucruri bune este Matte Me de la Sleek. Am cumpărat și eu anul trecut. Nuanța este Bring Pink. Arată foarte, foarte bine.
nu știu, e un roz din ăsta pe care îl vezi de la colțul străzii. Este opac, se usucă mat, dar usucă buzele într-un hal, nici nu pot să vă descriu. În ceea ce privește hidratarea buzelor, astăzi m-am hotărât să arunc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 produse pentru hidratarea buzelor. Unul dintre ele este balsamul de la Apivita cu propolis, pe care l-am consumat, l-am folosit în disperare, este unul din balsamurile mele de buze preferate pe timpul iernii. Iar următoarele balsamuri de buze sunt acestea de la Maybelline, Baby Lips. Am aici 4 variante. Nu am reușit să le consum pe toate. Pe ăsta cred că l-am folosit o singură dată. Ăsta l-am folosit de câteva ori, dar nu mi s-a părut hidratant. Pe ăsta l-am folosit destul de mult pentru că oferă și o nuanță de roșu buzelor, arată destul de bine. Și pe acesta cred că l-am de anul trecut și este tot un balsam de buze colorat. Ăsta face parte din gama Baby Lips Electro. M-am petat cu ruj. Super! Ce pot să vă spun despre astea? Sunt ok pe timpul verii sau când nu ai nevoie de hidratare intensă, însă pe timpul iernii sau în sezonul rece, când ai buzele crăpate și uscate, nu fac față. Și ultimul produs de buze, de hidratare, este acesta de la L'Oréal, Magic Lip Treatment. Arată așa, vine cu un aplicator tip pensulă, se folosește seara. Și nu am văzut niciun efect, nici nu mi simțeam buzele mai hidratate, nu mi-a plăcut textura pentru că are o textură destul de ciudată și nu l-am mai folosit, așa că astăzi îl arunc. Următorul produs pe care am reușit să-l consum chiar, pe care am reușit să-l termin chiar astăzi, este acest ulei de cuticule de la The Body Shop cu ulei de migdale. Mi s-a părut un ulei de cuticule extraordinar de bun pentru că hidratează pielea uscată din jurul unghiilor și are și un miros plăcut. Iar următorul produs care nu m-a dat pe spate, acest demachiant sub duș de la Nivea, la noi încă nu a apărut, nu știu dacă o să apară, este un gel demachiant pentru față și pentru ochi și chiar m-a dezamăgit, este, pare că face nimic special, că intru sub duș și mă spăl cu gelul meu de curățare obișnuit sau că folosesc ăsta, tot acolo sunt, pentru că în momentul în care îl aplic pe ochi, tot machiajul îmi curge, îmi intră machiajul în ochi, e ceva greu de descris. Așa că l-am folosit de vreo 2 sau de 3 ori, nu m-am înțeles cu el și îl voi arunca. Un alt produs de care mă despart astăzi pentru că este un pic mai vechi este acest deodorant de la Micium. Și despre Micium pot să vă spun că este un deodorant care pur și simplu oprește transpirația. Nu este cel mai sănătos lucru, însă dacă ai probleme și, nu știu, dacă transpiri și ai, dacă ai probleme cu transpirația și nu vrei să se vadă hainele pătate sau nu știu, deodorantul ăsta este destul de bun, însă nu l-aș folosi zilnic. Iar ultimul produs din acest clip este acest ulei de față de la L'Oréal, Nutri Gold Extraordinary Oil.
Și mi se pare că e un ulei de față care face pur și simplu minuni. L-am folosit, îl foloseam atât dimineața cât și seara. Hidratează tenul și, nu știu, după un timp chiar aveam impresia că tenul meu a devenit mai luminos. Mi-a plăcut și faptul că vine în sticluță cu pipetă, ceea ce face ca dozarea să fie mult mai ușoară. Când am descoperit uleiul ăsta de față, l-am recomandat tuturor. Și persoanele care l-au încercat chiar mi-au spus că este un ulei de față foarte, foarte bun. O să închei aici. Astea au fost produsele pe care le voi arunca astăzi. Și în cazul în care aveți întrebări legate de produse sau, nu știu, sau dacă ați folosit produsele pe care vi le-am prezentat în acest clip, aștept să-mi spuneți care este părerea voastră despre ele. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare cu un nou clip.